Am revenit la profanare cu probleme cu scute Bowser. Acum vinim și echipa. Da, acum voi îi dau un număr. Voi da numărul 9. Ce face, Vicky? Poate da, e un număr. Poate eu. Am dat drumul. Da? Poate să fac împărțire. Așa. Haideți să facem următorul lucru, să clarificăm așa. Că 499, l-am zis că 23 ori 21 plus 16, da, nu? Da. În final, pentru numărul pe care l-ai luat tu, ce număr ai avut? 499. Nu, ai avut un alt număr. Ce număr l-am dat? 1400. Ia să vedem, nu l-ai lunatat tu, 1400 și cât este? 1497. Deci 1497, numărul lui Ricky, este în clipa asta, descompus ca un produs de factor, 3 ori 499. Iar 499 este număr prim. Dar ce vine mai numărul prim? O să dau eu un număr, proful. Ce fel de număr? Poate eu am scris numai din 946, da? Da. Te ocupi de 946. Hai să vedem 946. Vicky, da? Deci... Da. 946, deci un număr, da? A, merge și 2 ăsta. Sigur că da. Merge la 14 în 2 merge de 7 ori și aici da. De 3 ori. Da. Aici merge de... Ștefania, deci e vorba de numărul 946. 4 cu 7. Nu, dar mai ușor, 7 putem zice. 14. Deci, reluăm încă o dată ca să urmească și Ștefania, că a fost un pic de atentă. Și zicem, 2 în 9, de 4 ori, da? 4 ori 2 fac 8, rămâne restul 1. 1 lângă care coborâm pe 4, 14. 2 în 14 de 7 ori, 7. Și coborâm 2 în 6 de 3 ori. Da? Profu, dar uitați și altă metodă, și în 3. Păi... Stați, în 3. Păi vezi că mă păcălești, asta faci tu. Dar merge și în 4, și în 9. O secundă. Acum e 473. Merge prin 2? Mai merge prin 2? Nu merge de nici ce nu prin merge 3. Prin 2? Ștefania, de ce nu merge? Să o ascultăm pe Ștefania. Pentru că... Ultima cifră? Cifra este... Nu este... Pară. Nu este pară. Nu e 0, 2, 4, 6, 8, da? Și așa mai departe. Acum... Prin 3, dacă merge Ștefania, să vedem. 7 și cu 3, 10. Și cu 4, 14. 14 se împarte la 3? Nu. Nu, 12 se împarte la 3. Da. 15 se împarte la 3. Da. 18. Dar 14 nu se împarte la 3. Da. Nici la 9. Da. Prin 5? Nu, deoarece nu este 0 sau 5 la sfârșit. Nu e 0 sau 5, deci nu merge nici prin 5. Deci nici... e imposibil. De acum începem să studiem. Deci, spunem, studiem pe 473, da? Studiem 473, deci, chiar așa. Studiem. Număr. Ascultă-mă, să ne ducem până la capăt. Nu, că vreau să mă avem și alte neapărți de astea, ca să le... Studiem pe 473. Începând să îl împărțim la cine? Începem să îl împărțim la 7, 11, 13, 17, până când ajungi la un împărțit. La un da, dar trei la 3. Dar de ce 3? Păi la 3 nu merge. Nu merge, Vicky, știm deja. Deja aici, știm că nu merge. Papa, aici merge de 6 ori. Ia să vedem. 6 ori 7. 42. Da. Așa, 5. 53. În 7 ar veni de... 7 în 53, 7 ori cât se fac aproape 53? 7 ori,
aproape 5. 77, 49. Da. Da? 77, 49. 49. Și restul a fi, să stai mai puțin, 10 minus 9. 4. Da? 9 din 13, 4. Și restul este 4. Știm teorema împărțirii cu rest aici. Aici sus, da? 473. 473 este egal cu 7 ori 67 plus restul, plus 4. Restul 4. Este egal cu 7 împărțitorul oricâtul, da? Împărțitorul oricâtul plus restul, plus 4. Acum apare 73 în pământul. La cine începem? La cine? La luna nouă. Nu la 9, că nu merge. La 11. La 11, da, sigur. Corect. Deci 473, încercăm la 11. Ștefania, ne conduci tu acum, da? Vorbești Ștefania și lucrezi. Și ea scrie, da. 11 în 47, da? Merge de... O secundă. Ca 1 în 4, Ștefania. Ca 1 în 4. De 4 ori. Da. Da? 4. Și vine 4 ori 11, 44. 44. Și tu lucrează. Tu spui și eu scriu, da? Așa. Hai, spune. Așa. Deci se scrie și ea și se uite pe caițelul ei și ne dictează. Da. Așa. Nimic. 3. Și-l coborăm și pe... 3, da. 33. Merge, aleluia! De câte ori merge? De 3 ori. 3 ori 11, da? 33. Norocos. Ei! Deci, acum dacă scrii teorema împărțirii cu rest, cum ar fi teorema împărțirii? 473. Stefania ne dictează. 473. Egal cu... Împărțitorul. 11 ori. Câtul? Ori 43. Mai cu curaj, 43 plus restul? Nu e niciun rest. Păi nu mai avem, plus 0. Plus 0. Deci, acum ar merge prin 11. Deci el merge prin 11. Și ne dă 43. Și îmi dă 43. Sigur că da. Câtul împărțirii 43. Și 43 merge în... Stați mai puțin, merge în... Stați? 3 nu merge. 43 prin 3 nu merge, că 43 fac 12. Da. Așa e bine? 43 fac 12? Nu, 4 plus 3 face 7. 7. Nu se împarte la... Da. 3. La 3. Așa. Deci, la 7. La 2 nu merge. La 6 merge. La 7 merge. La 7. Hai să vedem. Ia să vedem. 43 la... 43. Nu fix, dar curez. 43. La 6 sau la 7? Păi la 6, ce rost are să nu încercăm? Da. Nu încercăm la 6, că ar 6 are pe un 2 în el. Un 2 și un 3 și nu merge. Așa. La 7? Nu, că 7 ori 7... 7 ori 6, a venit de 6 ori și ne dă restul. Deci nu, e clar că e. Este număr prim, profund. Așa este. E număr prim, 43, nu mai are niciun alt divizor. Nimeni nu există două numere care mulțite să facă 43, da? Ba da. În concluzie. Ba da. Număr 43. Număr 43, ai lasă. Deci numele... Pa, divizorii, cum am zis, improprii. Divizorii improprii. În concluzie. 43. Este număr. Da, 43 este număr prim. Este număr prim. În concluzie, prof, numărul meu este cel care a avut cel mai departe. Care a avut cel mai mulți divizori. Încât îl poți scrie pe numărul tău, 946, ca fiind cine? Ca fiind. 2 ori 11 ori 43. Pune și 43 aici. 2 ori 11 ori 43. Deci este 2 ori 11 ori 43. Deci l-am scris pe 946 ca un produs de factori. Da? 2 ori 11 ori 43. Mai vrem încă un număr să vedem. Eu. Acum nu mai... Deci, eu îl spun. Acum eu îl spun. Ștefi, spune.
Ștefi îmi spune, da, și, și eu îl scriu. Ștefi, eu, da, și voi vă treceți amândoi în bancă. Vreau și eu. E, da, mai e, mai gata, asculți. Dar dumneavoastră mai scrie și la clasa a șasea. Da, că nu-i drept. Nu-i drept. De ce? Și la a zecea. Păi, dar eu sunt profesorul. Păi, da! Și trebuie să învățați. Dar știți asta? Trebuie să învățați să scrie frumos, eu nu scriu frumos. Bine, hai. Haideți, așa. Să-i dau un număr, hai rapid. 1, 2, 3, 3, 3, 1. Nu, ia spune. 363? 3. 363. Poți să mă conduc eu? Nu, Ștefi mă conduce, e numărul ei, ea face treaba. Eu îl scriu atât. Păi scrieți pe căiță. De ce prin 3? Deoarece 3 cu 6 face 6, 6 cu 3 face 3. Da, 3 cu 6 face 6. 3 cu 6 face 9, 9 cu 3 face 12. Ia să vedem să fie, dacă nu ne păcălesc cât de. 3 și cu 6? Nu mă păcălesc eu. 9. Da. 9 și cu 3? 3. 12. 12. Da? Deci 9 și cu 3, 12. 12 se împarte la 3, se împarte, da? Da. Deci, hai să zicem prin 3. Eu am să zic dacă merge și prin 2. E deja știu rezultatul, dacă nu m-am uitat la el. 3. Zice-mă, Ștefi, 3 în 3? Da. 3 în 3 ori... O dată. Așa. 3 în 6? De 2 ori. De 2 ori. 3 în 3? O dată. O dată. Numărul este 121. 1, 2, 3, 1. Deci prin 2 merge? Nu, prin. Deci, prin 2. Din ce motiv nu merge prin 2? Pentru că 1 nu este par. Par. Nu este par. Ar trebui să fie 0, 2, 4, 6 sau 8, da? Sau nu 10. Este. Prin 3, să vedem. 1 și cu 2, 3 și cu 1, 4. 4 se împarte la 3? Nu. Nu-mi dă un număr care se împarte. Prin 5. Nu. Ultima cifră trebuie să fie 5 sau 0. Sau 0. Și nu este nici 5, nici 0. În concluzie, nu merge prin 2, nu merge prin 3, nu merge nici prin, cât? Prin 5. Și acum începe prin 7. Profu, da? Dar după să mai pot spune și eu un număr? După aceea, da, să termină. Da. Ești tu ăsta, nu poți spune. Prin 7. Deci încercăm, începem studiul 121, dacă este sau număr prim. Nu, număr prim, 121, împărțim la 7. Egal cu. Ștefi vorbește. 7 în 12 merge... De două ori? 2 în 7? 14, îl depășește. O dată. O dată. 1 în 7, 7. 12 minus 7, 2. Cât face? 12 minus 5. Și punem și pe 1, 51, da? Da. Și 7 în 51 merge un pic. Nu mai ridicam mâna în timp ce discut, da? Cu cineva dintre voi. Ne gândim 7 ori cât se facă aproape 51? Aproape. Aproape 51. 7 ori 4, 28. E prea puțin. Și ori 7, 35, încă puțin, până la 50. 6. 6 ori 7, 42, încă puțin. 7 ori 7, 49. Deci de 7 ori. 7 ori 7, 49. 9 din 11. Hai să aplicăm șmechidea lui Noemi. Ea zice 7 din 10, ceea ce ați împrumutat. 7 din 10, 1. Pardon, 9 din 10, 1 și 1, 2. Deci, 2, 4 din 5, nimic. Și iată că ne dă restul 2. În concluzie, 121 nu se împarte la 7, pentru că 121 s-a scris cât? 121 egal cu 7 ori 17 plus restul 2. Deci asta ar fi. Mergem acum să studiem pe 121 la cine? După 7, care ar fi numărul? La 11. La 11. 7 împărțit la 11. Și mergem. 11 în 12,
Mergem. Cu Ștefania vorbesc. A. Deci 11 în 12? Odată. Odată. Unor 11, 11. Restul este 1. Coborâm pe unul celălalt. 11 în... Merge odată. Da, 11. Am mers. Asta este. Deci 121 merge prin 11 și câtul împărțirii este tot 11, care 11 se trece aici și iată-l pe 363. Ștefania a dat un număr foarte interesant. 363 este egal cu 3, un factor, 3, ori 11 la câta, Ștefania? La... De câte ori l-am întâlnit pe 11? De 3 ori. Nu de 3 ori. De 2 ori. De 2 ori, da. 11 la 2. Deci numărul 363 este scris ca fiind 3 ori 11 la a 2. Cât este ceasul? Din moment ce au ajuns... Nu, nu, nu. Zi-mi cât este ceasul. Am eu telefon. Treizeci și unu? Da. Treizeci, am eu. Ora s-a încheiat. Bună ziua! O secundă.